Tragedie în canalul Mânecii. Cel puțin 31 de migranți au unecat între Franța și Marea Britanie după ce barca în care se aflau s-a răsturnat. Liderul francez Emmanuel Macron și premierul Regatului Unit Boris Johnson s-au arătat revoltați și profund întristați de acest incident și au promis că vor intensifica acțiunile de descurajare a traversărilor ilegale care au loc în canalul Mânecii. Peste 30 de persoane s-au unecat în apele canalului Mânecii după ce barca gonflabilă în care se aflau s-a scufundat miercuri în zona Calais. Migranții ar fi încercat să ajungă din Franța în Marea Britanie atunci când s-a produs incidentul, arată raportul de până acum. Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a convocat o ședință de criză la Londra, în cadrul căreia s-a declarat șocat, revoltat și profund întristat de incident. This disaster underscores how dangerous it is to cross the channel in this way. And it also shows how vital it is that we now step up our efforts to break the business model of the gangsters who are sending people to sea in this way. Și omologul său francez, Jean Castex, a catalogat incidentul drept o adevărată tragedie și a convocat la rândul său o ședință de urgență în această dimineață la care vor participa 8 miniștri francezi. Președintele Emmanuel Macron a cerut o întâlnire de urgență a miniștrilor europeni preocupați de problema migrației și a anunțat că autoritățile franceze fac tot posibilul pentru a-i găsi pe cei responsabili pentru decese. Până acum, 4 persoane suspectate care face parte dintr-o rețea care se ocupă cu traficul de migranți au fost arestate de poliția franceză, a anunțat ministrul de interne Gérald Darmanin. Incidentul are loc la scurt timp după ce aproximativ 40 de imigranți au fost fotografiați lăsând bărci în canalul Mânecii într-o nouă încercare de a ajunge în Marea Britanie.